Deșeurile continuă să fie aruncate abuziv pe drumurile din Timiș, mai ales în parcările, unde au fost amplasate containere de colectare selectivă, în ciuda apelurilor repetate la responsabilitate, decență, bun simț și bună creștere, ale de de pe Timișoara. În perioada următoare, în aceste parcări, vor fi montate camere de supraveghere. Indolența oamenilor, lipsa educației ecologice, a dezinteresului față de mediul înconjurător, coroborate cu lipsa contractelor de salubrizare în localitățile rurale, faca depozitarea în parcările de pe drumuri Parcările naționale a deșeurilor provenite din gospodării să fie un fenomen de nestăpânit. Parcările nu sunt locuri de depozitare a gunoaielor menajere, a mobilierului uzat sau a obiectelor electrocasnice. Drumul nu este coș de gunoi. Transmit reprezentanții de rede pe Timișoara, În zona de siguranță a drumurilor și podurilor, locuri de parcare, oprire și staționare, este interzis aruncarea deșeurilor. În caz contrar, se pot aplica amenzi de până la 6.000 de lei și se poate dispune confiscarea mijlocului de transport.